Din nou vă povesteam despre o salată, o salată excelentă, pentru care aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând aveți nevoie de creveți, îi puteți achiziționa chiar și congelați, pentru că se comportă excelent. Mai aveți nevoie de salată verde și aici, mare atenție, trebuie salate verzi cât mai micuțe, cât mai mici, pentru că vă veți folosi pentru fiecare porție de o singură salată. Iar pentru că orice salată are nevoie de un dressing, vă dau o rețetă de dressing ce este absolut excelentă, aș putea să spun. Este vorba de 400 de grame de iaurt cu 100 de grame de maioneză. Asta este baza. 1 sau chiar 2 castraveți mari tocați foarte, foarte mărunt, dar nu înainte să îndepărtați coaja. Trebuie să tocați foarte, foarte fin. Mai aveți nevoie de mărar, o linguriță de miere, foarte, foarte puțin hrean. Mai aveți nevoie de sucul de la 2 lămâi și coaja de la o lămâie verde sau de la lime. Toate aceste ingrediente le turnați peste salată, iar apoi veniți cu creveții ce știu eu, se pot pregăti într-un mod cât se poate de simplu, în ulei de măsline, cu puțin usturoi, se trag la tigaie timp de 2 sau 3 minute, deci sunt gata imediat, iar apoi se așează peste salată. Mai multe detalii vă dau pe parcursul emisiunii.